Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să vorbim împreună, prieteni, în dimineața asta un pic despre cazul domnului Horodnicianu. Să revenim, pentru că au mai apărut, ați auzit, elemente noi. Horodnicianu e tipul ăla pe care îl știe toată lumea. Da, i s-a îndeplinit visul, acum îl știe toată țara. Că era nemulțumit că nu-l cunosc polițiștii. Cum, nu mă cunoașteți? Uite, te știe toată lumea. Deci, vorbim despre dânsul, pentru că... Am văzut că teoria pe care a lansat-o, și anume că i-a fost întins o capcană și că e o scenetă, a început să prindă pe aici pe acolo. Și aș vrea să vă întreb ce credeți. Dacă credeți, îl credeți pe domnul Horodnicianu, că a fost o scenetă bine pusă la punct, sau un incident care arată adevăratul caracter al dânsului? Și care credeți că ar trebui să fie sancțiunea în cazul dânsului? Se face acum o anchetă, inspecția judiciară face o anchetă. Ce credeți că ar trebui să se întâmple? Să nu se întâmple nimic? Să ia o sancțiune, nu știu, o mustrare, o reducere de salariu sau să fie dat afară din magistratură? Că sunt cam astea ar fi variantele. Închidem ochii, îi dăm peste mânuță sau e dat afară din magistratură. Așa cum s-a întâmplat cu alții magistrați care au comis niște lucruri mai mult sau mai puțin grave. Bun, în cazul domnului Horodnicianu a reieșit că la dânsul n-a fost doar incidentul de sâmbătă noapte cu polițiștii din Schitul Duca, în Iași. Cel care s-a viralizat, știți, e peste tot, am vorbit și noi despre asta ieri. Polițiștii rurali pe care i-au umilit și i-au amenințat, că și-au permis să-l tragă pe dreapta și nu-l cunoșteau. Deși, după cum le-a spus, din cauza lui aveau salarii mai mari. L-am citat pe domnul Horodnicianu. Ei bine, în vara anului trecut, domnul Horodnicianu a fost oprit undeva în Vrancea, unde mergea cu 169 de kilometri pe oră pe un segment de drum de 100 de kilometri. Pe DN2. 170, nu? 169, 170 de kilometri, acolo nu iau, nu e nicio autostradă. Să zici, mamă, eram pe autostradă și i-am dat talpă. Este unul dintre cele mai periculoase drumuri din România, dacă nu chiar cel mai periculos, DN2, îl știm cu toții ce nenorocire de drum e. O, băiatule, 70 de kilometri peste limita legală. Om al legii, dânsul, fost procuror șef, fost șef al DICOT, vicepreședinte în Consiliul Suprem al Magistraturii. Om al legii. Bun, deci l-a văzut radarul, imaginile se înregistrează, nu mai pot fi șterse. Asta este cu radarele de câțiva ani încoace. Dacă se întâmpla ceva, venea procuratura, nu? Și investiga. Nu? Așa se întâmplă. Băi, dacă da, dacă, dacă era, doamne ferește, un accident, procuratura venea. La viteza asta, da, se consideră sau se considera că procuratura e deja acolo și nu mai era necesar. Da. Dacă, doamne adică ferește, se întâmpla ceva la 170 km pe oră, da, era omor din culpă. Cred, nu știu. Bun, deci imaginile sunt acolo, trebuie aplicat o sancțiune. Polițiștii au suspendat permisul pe 90 de zile, că n-aveau ce face, dar amendă efectivă nu i-au dat. I-au dat doar un avertisment. Cea mai blândă sancțiune. Adică amenda trebuia, sau mă rog, putea ajunge până la 2900 de lei. 20 de puncte amendă. Și nu i-au dat, i-au dat un avertisment. Mi se pare foarte tare, adică... Nu cred că l-ar fi atins nici amenda dacă i-au dat. Băi, nu știu, totuși, sunt 2900 de lei, bun, ok, jumătate în 14 zile, 1000, cât rezultă 1450. Bă, dar te prinde poliția cu 170 de km pe oră pe un drum național și îți dă avertisment. Și îți ridică și permisul că e posibil face. Să-l fi recunoscut atunci. Da. E posibil, nu știu exact. Cum să dai avertisment la 170 la oră? Bun, domnul Horodnicianu a fost însă foarte nemulțumit, a dat în judecată poliția rutieră Vrancea, invocând printre altele, are mai multe argumente, dar printre altele citez. Procesul verbal este netemeinic, deoarece polițiștii nu au consemnat în procesul verbal unde era poziționat aparatul radar în raport cu vehiculul pe care îl conducea dânsul și dacă cinemometrul era staționar sau mers și că locul nu a fost indicat în mod cert. Și în opinia domnului Horodnicianu, acest lucru atrage nulitatea procesului verbal. Adică n-a scris polițistul exact coordonatele de GPS, unde era și dacă mergea, date dacă tehnice, nu. Da. Da, deci tehnicalități. Bun, e proces. S-a pierdut în prima instanță, să vedem recursul, că a făcut recurs. Acum mă întreb dacă s-a răstit și la judecător, când nu-l cunoaște, sau poate la judecător nu și-a permis să fie așa. Sau poate îl cunoștea. Da. Bun, deci domnul Horodnicianu are un trecut. Nu pare tocmai un exemplu de urmat, un om de important și uite ce exemplu dă. Deci, una peste alta, 0372069599. Vorbim despre asta pentru că dânsul este unul dintre oamenii importanți din justiția din România. Și noi nu știm prea multe despre acești oameni, nu-i vedem prea des.
membrii CSM nu-i vedem în public, nu prea se exprimă, nu fac lucruri. Dar justiția ne influențează viețile, știți foarte bine, în mod profund. Și iată că acum apare o filmare cu un vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, care e structura care organizează, coordonează, monitorizează activitatea justiției și a fost șeful procuraturii antimafia. Și apare această filmare și domnul Horodnicianu spune: domnule, mi s-a înscenat ceva, m-au provocat spunându-mi că nu mă cunosc. Și ce l-a împiedicat pe domnul Horodnicianu? Da? I s-a înscenat ceva. Să spună: asta este, am greșit, dați-mi amendă sau aplicați-mi sancțiunea necesară. Ăia nici nu voiau să-i dea amendă. Bă, da, ei au și spus că îi dădeau un avertisment. Pentru că n-aveau radar, ei au măsurat doar că aveau viteza legală și depășindu-i, i-a depășit cu viteză ilegală. Asta era pe dreapta să-i spună: mergeți mai încet. Perfect. Bun, deci 0372069599. Părerea voastră, credeți că, așa cum spune domnul Horodnicianu, a fost o scenetă sau un incident care arată fața dânsului? Și care credeți că ar trebui să fie sancțiunea? Eu v-am oferit trei variante, poate aveți și alte idei, adică, nu știu, să-l lase în pace, că a fost o înscenare, și să-i ancheteze pe polițiști, să-i dea o mustrare sau îi reduc salariul, nu? 10% pe 3 luni, cum se face. Sau să-l dea afară din magistratură. Despre cazul domnului Horodnicianu și interacțiunile lui cu poliția vorbim. Dacă credeți că ar trebui sancționat, centrala plină, mesaje multe, de-aia am intrat atât de repede. Hai să vedem câte telefoane putem lua. Gabriel, bună dimineața! Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Vă da, Gabriel, bună dimineața! În opinia mea, domnul ar trebui dat afară, din orice punct de vedere, pentru că ceea ce a făcut dânsul nu există așa ceva. Eu sunt instructor auto și văd foarte multe nenorociri și foarte mulți nebuni pe stradă și nu avem nevoie de încă unul ca el. Unul la mână, doi la mână. Vă spun că am fost și eu șofer și am fost oprit vis-a-vis de situația aia în care a spus că a depășit cineva o mașină de poliție, cum au făcut dânsul, pentru că mergea prea încet. Și într-adevăr m-au tras domnii polițiști pe dreapta, neavând radar, și mi-au spus: te rog frumos să mergi mai încet. Am spus: mulțumesc frumos, mă grăbeam, într-adevăr, o zi bună, la revedere. Ce recomandați dumneavoastră ca instructor auto celor care sunt opriți de poliția rutieră, trași pe dreapta de, sau de poliție în general, că ei nu erau băieți, ăștia erau de la poliția rurală. Te trage poliția pe dreapta. Care e recomandarea dumneavoastră pentru șoferi? Recomandarea mea este să prezentăm actele, să vorbim frumos, pentru că și ei sunt tot oameni, ca și noi, chiar dacă lucrează într-o altă structură. Și să ne vedem de ale noastre. Am greșit, plătesc. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Gabriel. Alin, bună dimineața. Bună dimineața, Alin. Bună dimineața tuturor. Deci, din punctul meu de vedere, stimabilul este un infatuat, ca mulți alții suspuși. Dacă ar fi ajuns acolo, pe funcția pe care este, pe forțe proprii, cu siguranță ar fi avut mai mult bun simț și și-ar fi... Cum să zic? Pur și simplu și-ar fi recunoscut greșeala, fără să facă abuz de funcție, de putere și de amenințări. Bun, nu există o sancțiune legală. Nu este o victimă, cu siguranță. Nu există, adică nu există o sancțiune legală pentru infatuare. E posibil să fie infatuat, dar asta nu înseamnă că trebuie să... Sunt mulți infatuați, inclusiv peste tot, și în mediul privat, și la stat, oriunde. Clar! Păi tocmai asta vreau să subliniez. Nu este o victimă, cu siguranță. Ok, ce ar trebui să fie sancționat? Sancțiunea maximă, nu știu care poate să existe, dar într-o țară normală, un om pe funcția lui, cu siguranță, în secunda a doua ar fi zburat de pe funcție. Mulțumesc foarte mult! Avem și mesaje? Da, sunt foarte multe mesaje. Mulți oameni se gândesc să nu mai aibă parte de pensie specială, domnul Horodnicianu. Da, păi CCR-ul se opune. Și sunt aproape toate împotriva lui, cum era de așteptat. Am găsit însă și unul care ia apărarea. Ia. Yeah. De la Ovidiu. El zice așa: Horodnicianu nu a fost implicat în dosare de corupție, din ce știu. Așa că nu trebuie renunțat așa de ușor la el. A greșit, s-a enervat, trebuia să accepte sancțiunea și gata. Am dubii însă și cu agenții de poliție. Din păcate, așa sunt noile generații. Sunt puse pe demonstrat că vorbesc corect gramatical, pe filmat, pe înfruntat autoritatea. Veți spune că poate e bine, însă vedem și reversul medaliei în ceea ce se întâmplă azi în școli, cu atitudinea elevilor la adresa profesorilor. Veți spune poate că nu are legătură, însă putem exclude total această idee generală, se întreabă Ovidiu.
N-am înțeles aia cu domnul Horodnicianu, nu e implicat în dosare de corupție? Ai zis că dânsul nu e corupt sau nu și e... poate nu e bine să renunțăm la el așa. Doar pentru incidentul ăsta n-ar trebui să renunțăm la un bun procuror. Mă, dar despre ce vorbim? Adică dânsul este vicepreședintele CSM. A fost șef la procuratura antimafia. Cum ar fi fost să fie și corupt? Adică... Da. Asta este de la sine înțeles că nu e. Cum adică să nu renunțăm că nu știm că e corupt? Adică, bune, păi da, nici să pune problema. Hai, cum bună să dimineața, mai dragilor! Mai băieți, oameni de tipul ăsta, care echipurile ne conduc, ce scenetă? El zice de o scenetă, dar pe mine mi-e miră faptul pentru că ei au atât de mult tupeu încât nu spune că de fapt el stătea pe loc cu mașina și poliția a mers cu spatele prin dreapta lui și îl acuză că el i-a depășit pe ei. Asta mă miră pe mine, pentru că au un tupeu fantastic. Și eu cred că a fost fix așa. Da, da. Telefon. Daniel, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Daniel. Bună dimineața. Te ascultăm. Antevorbitorul spunea că nu este infractor. Bă, eu cred că este infractor. Poate întrebați din ascultătorii noastre dacă este cineva care a mers cu 170 la oră și nu a primit amendă. Eu sunt convins că acolo a fost trafic de influență. Nu există așa. Nu poate poliția la 170 la oră să-ți dea avertisment. Da, cred că e intimidat. Și plus, cred că polițiștii au spus, n-avem ce face, sunteți pe cameră, că așa e, înregistrările astea se fac și nu mai sunt șterse și trebuie să vă ridicăm permisul, dar îl contestați dumneavoastră și vă descurcați. Păi hai să vorbim și de contestație puțin. Dânsul trebuia să conteste că polițiștii nu l-au recunoscut. Asta era principalul motiv să-l conteste procesul verbal. Dar e inadmisibil. Vă dați seama ce procurori avem care nu știu să formuleze o conteste, să conteste că au încălcat legea. E inadmisibil așa ceva. Și da, nu, s-a legat de tehnicalități. Astea sunt niște chestii avocățești. Sunt foarte mulți oameni care contestă suspendările de permis și au... Trebuia să fie un exemplu, să ne spună, domne, am greșit, mă duc și stau 4 luni fără permis. Eu nu înțeleg altceva. Mie, să merg cu 170 la oră să contest procesul verbal, serios? Uitați. Ăsta e exemplu care mi-l dă prin procurorul DICOT? Da, ok. Eu nu spun... Adică nu sunt mai catolic decât papa. Și eu am luat amendă pentru depășirea vitezei. Am luat două amenzi totalmente ridicole. Una am luat-o pe DN2, când credeam că sunt în afara localității. Și de fapt eram în localitate și era o mașină de poliție pusă acolo special. Asta a fost, am luat amenda, dar nu aveam, aveam 80 o oră. Ce nu te știau de la televizor? Băi, ți-am zis că mi-e îngrozitor de rușine dacă mă recunosc. Deci aveam 80, pentru că eu credeam că mă duc în 90 liniștit. Ok, bine că n-am avut, oricum, nu știu, că da, mult, la da. 50 se ridica permisul. Și am mai luat o amendă, am povestit asta la 3 dimineața când mă duceam acasă pe la Fântâna Miorița, limita fiind de 40. Și am luat amendă cu 62, în capul meu, fiind că e 60 sau 50 ceva de genul ăsta. Deci astea sunt amenzi de viteză pe care le-am luat eu. Dar ideea de... Adică nu poți să ajungi la 170 de km pe oră pe DN2 din greșeală. Nu poți să ajungi din greșeală la viteza asta. Mi se pare uluitor să mergi cu 100... Nici pe autostradă nu mergi cu 170. Crezi, mașinile astea moderne poate au o eroare la computerul de bord, dar luat-o mai repede, știu și eu. Mulțumim, Daniel, pentru telefon. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, salut, dragilor! Da, te rog! Aici, înainte de toate, lucrurile sunt clare, dar trebuie să ne uităm moral ce se întâmplă în justiție. Mă uit la domnul Horodnicianu și mă uit la domnul Danileț. Uhum. Domnul Danileț a fost exclus din magistratură pentru două filmări de pe TikTok care n-au legătură cu domeniul profesional. Exact. Și stă de un an și jumătate pe bară. Și mă uit la domnul Horodnicianu, unde chiar dacă ești provocat, dacă ai o anumită conduită morală, da, nu înseamnă că trebuie să te comporți și să vorbești într-un anumit fel. Cu atât mai mult cu cât ai o funcție în justiție, te poți aștepta să fii ținta unei să provocări. Și care era provocarea? Exact, nu știu cine spunea ieri, era o scenetă montată de Institutul de Lingvistică, că polițistul i-a răspuns datorită când el a zis greșit din cauza. Adică... Corect. Ce? Deci cum se uită justiția, cum funcționează balanța justiției și ne întrebăm dacă ochii acesteia este pusă banderola pentru a nu vedea sau pentru că nu mai vede bine. Mm-hmm. Ce ar trebui să facă domnul Horodnicianu acum? Și-a cerut scuze. Domnul Horodnicianu ar trebui mai mult decât să-și ceară scuze, ar trebui să uite la modul în care se comportă și la modul în care acționează. E mai mult decât atât, e legat de 5-7 ani de acasă și este greu de rezolvat această problemă. Bun, dar încă o dată, nu spune nimeni că un procuror trebuie să fie politicos. Poate că una dintre calitățile
unui procuror este să fie agresiv, ba chiar să fie și nesimțit din când în când. Nu e o condiție legală să fie politicos și bine crescut. Așa este, dar să nu uităm de influență, de modul în care punea presiunea și de modul în care își, de aroganța specifică celor care au o anumită conduită. Mulțumesc. Eu nu mi-aș putea, adică eu nu-mi imaginez cine poate vorbi. Bun, ești nemulțumit, te trage pe dreapta, riști o sancțiune, poate să rămâi fără permis, nu ești fericit. Dar nu-mi imaginez cine poate să vorbească așa cu polițiștii. Tu de unde ești? De unde ești, mă? Ești din Iași sau Vaslui? Eu am zis că mă întâlnesc cu șeful tău. Amintește-ți că oamenii au spus din capul locului că îi dau doar un avertisment. Da. Adică nu s-a pus până să ia permisul și să zici că i-a sărit sandăra că rămâne fără permis. Nu era deranjat că nu l-au recunoscut și l-au oprit. Cum se vorbește așa cu polițiștii aia, pe bune? Eu dacă erai spețul de aia că, domne, am vrut să văd dacă sunteți incoruptibili. Le-am testat. Vigilența. Da. Bună dimineața. Bună dimineața, Ștefan, sunt din București. Apropo de problema asta cu Horodnicianu, ați observat că el le spune polițiștilor la un moment dat că pot vorbi așa cu infractorii, nu cu procurorii, adică procurorii nu pot fi infractori. Da. Interesant. Și asta, da. Gigi, bună dimineața. Bună dimineața, Gigi. Salut. Bună dimineața. Te ascultăm. Ce n-am înțeles noi și nu înțelegem, pentru că nu contează ce funcție avem. Noi trebuie să știm că în trafic suntem participanți la trafic. Nu contează că sunt procuror, că sunt judecător. Deci noi suntem participanți la trafic. Noi suntem procurori, judecători, profesori, unde la locul de muncă. În trafic suntem participanți la trafic. Asta le comunic și elevilor mei. Dragilor, suntem participanți la trafic. Nu contează ce funcție avem. Și cea mai bună intervenție din această dimineață. Este foarte corect. Pentru că legile fizicii sunt aceleași pentru toți când intrăm în trafic, nu sunt influențate de funcție, iar dacă credem altfel, ajungem ca generalul Izmană Oprea, care crede că legile fizicii sunt altele când merge cu girofar noaptea pe ploaie, cu polițistul motard în deschiderea coloanei care cade în groapă din cauza că merge prea tare, pentru că așa îl forțează generalul, că aia e funcția lui de ministru. Foarte bună observația, mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Gigi. Mai avem un minut. Ovidiu, bună dimineața. Bună dimineața, Ovidiu. Bună dimineața, băieți. Acum vreo câțiva ani de zile, vreo 15-16 ani, am avut un eveniment. Eram în mașină cu un fost procuror general, care e tocmai de la mine din zonă, și aveam ceva probleme. Și întâmplător l-a oprit poliția. Și am crezut că el se legitimează ca fiind funcția care o deține atunci, la vremea respectivă. Și evident că eu la permisul depăși viteza, nu mai știu, 107, ceva de genul localitate. Eu la permis, eu dat hârtiile și zice, nu, am făcut asta. Da. La care eu am zis. Dar de ce nu? Da, zic, dar noastră nu... Așa, și el ce zici? Nu, faci, eu sunt șofer. Da. Tu nu mă vezi, eu acum conduc mașina. Corect. Mă vezi pe mine, s-am îmbrăcat ceva haine speciale pe mine. Eu am rămas așa șocat, pentru că el nu a zis absolut nimic în mașină, pentru că eram așa un pic mândru că, uite, cu cine sunt în mașină. Ce simplu este, de fapt, să ai o atitudine corectă. Știi cum e? Adevărul e mai bun pentru că nu trebuie să-l ții minte. Uh-huh. Așa cum trebuie să ții minte minciuna. La fel și cu atitudinea corectă. Asumați greșeala pe care ai făcut-o. Că scap de mult mai multe beleri. Care era problema? Își lua un avertisment, domnul Horodnicianu. Vezi? Nu mai intra în toată beleaua asta dacă avea un comportament corect. Și de asta, și pentru faptul că este un om important în justiție, părerea mea este că trebuie să plătească cu funcția pentru ce a făcut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.